Ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Atenție! Ferice de cei ce îl ascultă, căci s-ar putea să citească cineva în biserică sau din afara bisericii și noi să credem că ascultăm, să fim prezenți în biserică sau în afara bisericii și să credem că ascultăm ceea ce citește cineva din cuvântul lui Dumnezeu. Atenție! Ferice de cei ce ascultă, nu că sunt prezenți, nu că merge un mesaj, un video sau citim ceva scris și atât. Ferice de cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, căci se va vedea dacă am ascultat într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl vom împlini. Atenție, încep astăzi să vorbesc, nu? Trasă de urechi, căci ieri n-am vrut să vorbesc și am publicat pe pagina mea 2 păstori, nu? L-am trimis pe Aron să vorbească și n-a fost bine, nu? Și vin de urechi, nu? Să fac mesajul. Deci, este foarte mult în acest verset. Ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, nu? În mama și frații lui Isus, mama și frații lui Isus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Căci norodul asculta. Au venit și ei, nu? Cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă, dar nu să asculte. Și să împlinească. Atenție! Din acest motiv susțin că am văzut că mama și frații lui Isus vroiau să-l vadă, vroiau să fie cu el, sau dacă erau cu el, erau ca și pentru un familiar, dar n-au ascultat cuvântul așa cum Domnul astăzi ne poruncește să-l ascultăm, nu? Și să-l împlinim. Atenție! Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Nu? Căci am avut 2 viziuni, nu una. Nu? Este aici, în capitolul 11 din Matei, nu? Voi construi pe moment totul. Voi aduce și ce văd pe moment, nu numai ce am văzut ca și text din Evanghelie, viziunea pe care am avut-o. Nu, 2 viziuni am avut. Înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, informația, a fost îndreptățită din lucrările ei. Deci, s-ar putea să fim lângă cineva, nu? Deci, atenție, aduc. Așa cum aduc mereu familia mea, nu? Locul în care m-am crescut, mama mea, frații mei și biserica, care și ea are pe păstor ca și o mamă. Atenție, și copiii ei sunt membrii bisericii. Nu, nu este o întâmplare unde ne naștem, nu este o întâmplare nici cine, pe cine Domnul trimite să vorbească. Atenție! Scuzați. Nu este o întâmplare nimic. Pentru, totul pentru 2 categorii de persoane, Biserica lui Dumnezeu și oamenii din lume, neamurile, ceea ce biserica numește neamuri, ceea ce biserica știe, ar veni că îi definește păcătoși dacă nu vin la biserică. Nu?
oameni care nu frecventează biserica, care nu au nimic de a face cu biserica. Deci, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Nu? Deci, voi spune imediat viziunile ca să avem ca bază de înaintare. Nu? Deci, eu am văzut că era o masă. Eram la o masă cu niște persoane. Persoanele tot vorbeau, dar eu nu le înțelegeam, nu luam mesajul lor. Nu ajungea la urechile mele mesajul lor și ele repetau. Vezi, am vorbit și nu m-ai ascultat. Nu? La un moment dat, l-am ridicat de la masă și masa, fața de masă era căzută. Și m-am ridicat să o așez. Am tentat să așez fața de masă, nu? Pe masă. Nu? Asta o viziune, nu? Care am găsit-o în prăznuirea Paștilor. Nu? Tot capitolul 22, sfat împotriva lui Iisus, prăznuirea Paștilor, care este cel mai mare, nu? Și îndemn la veghere. Nu? A mai fost o viziune în care eram la servici și terenul din spatele locului de servici, deci este spitalul nostru, și avem spațiu foarte mult, grădină mare, nu? Spitalul nostru este într-un loc de stațiune balneară, practic, ape termale, se cheamă Salice Terme, terme, apă termală. Nu? Și în grădină, dintr-o dată, s-a umplut cu apă și spațiul acela s-a umplut cu apă și eu chiar înnotam în apă și ziceam, am ajuns la servici să mă și relaxez, nu? Dar erau atâtea națiuni de pești care notau și când treceam eu, peștii se dădeau la o parte, era plină de pești, nu? Lucrul acesta l-am văzut în capitolul 47 din Ezechiel. Am numai o oră la dispoziție. Nu? Capitolul 47 din Ezechiel și apoi îl voi citi. Dar mai era tot acolo la servici un bărbat care știa că va fi angajat, bărbatul îl cunosc, știa că va fi angajat, dar avea de lucrat într-un loc unde nu putea să intre să vadă. Era pus o fâșie. Nu, fâșia aceea care delimitează un loc, că nu se trece, pe aici nu se trece, este loc în lucrare, nu? Șantier. Nu? Dar el trebuia să ajungă acolo, să coboare pe niște scări la subsol și în acolo, la subsol, el nu știa ce este. Și mă întreba pe mine, cum este acolo, eu, este spațiu să mă mișc sau este ceva dărăpânat, periculos, nu? Și eu i-am spus, nu, stai liniștit, eu știu cum este acolo, eu văd ce este acolo. Lucrul acesta, cu acest bărbat, l-am văzut în cei doi orbi. Cei doi orbi care au vrut, nu, să vadă. Atenție că acei doi orbi au vrut să vadă, este vorba, au vrut, au dorit să vadă acești doi orbi, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă mesajul. Au vrut, au dorit, l-au căutat, au vrut să înțeleagă. Nu? Ok. Să citim aici unde eu am văzut această masă, nu? Împrăznuirea Paștilor. Ziua praznicului azimelor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un urcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra. Și spune stăpânului casei, învățătorul îți zice unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu.
Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Atenție, ascultătorul, peste 10 ani, nu? Dacă vezi acest mesaj 10 ani în urmă publicat, atenție la ce citesc și nu la mărturia mea. Căci în ce citesc poate fi un verset care să-ți dea răspuns la o întrebare, la ceva care cauți. Dacă cauți ceva, dacă nu cauți nimic, nu vei auzi nimic. Vei primi răspuns la ce nu cauți, nu? Atenție! Nu vei vedea ceea ce nu vrei să vezi. Atenție! Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până va veni împărăția lui Dumnezeu. Ce-o fi această împărăție? Nu? Trebuie să se arate la mintea noastră, la vederea noastră, trebuie să se arate această împărăție a lui Dumnezeu. Trebuie să se arate acum, cât suntem în acest moment. Trebuie să se arate, să o vedem. Nu? Trebuie să o auzim în timp ce mâncăm, nu? În timp ce vorbim, în timp ce stăm la masă cu toții. Nu? Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Atenție, dacă vrem să vedem, dacă vrem să auzim ce este împărăția lui Dumnezeu, dacă vrem să ne transportăm, să facem ceva, să lucrăm ceva care să arate, să se înfăptuiască un fapt, o acțiune care să arate că noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Și lucrul acesta va fi numai pentru ceea ce numesc văzători. Atenție, văzătorii văd lucruri pe care eu nu le văd. Eu văd ce văd, văzătorii văd ce văd, ceea ce caută, practic, ce este în inima lor. Ascultătorii, căutătorii de un răspuns, vor primi răspuns în funcție de ce caută ei, în funcție de ce este în inima lor. Nu? Tot astfel, după ce au mâncat, au luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Și chiar satisfacția mea cea mai mare este atunci când învățătorii văd ceva ce eu nu văd. Și vreau și eu, nu? Să stau la masă cu văzători. Vreau și eu să... Sunt curioasă și eu să văd faptele, să văd înțelepciunea din lucrările ei, din lucrările ei, din ceea ce văd alții, nu? Îmi place foarte mult lucrul acesta, nu? Și chiar construiesc trupul lui Hristos când mai mulți văzători împreună văd, stau la masă, nu? Cei 12 stau la masă și văd. Atenție că Iuda n-a ascultat, am văzut ceva. Acolo la masă eu eram ca și cum ar fi Iuda n-a ascultat. Am văzut acest lucru. Iuda n-a ascultat, eu așa am văzut. La masa aceea pe care am văzut-o, Iuda n-a ascultat ce vorbea Mântuitorul. Era cu gândul în altă parte. Și s-a dovedit lucrarea lui că l-am vândut. Era cu gândul cum să-l vândă, era cum să câștige. Atenție, când stăm la masă, căci înțelepciunea se va vedea din lucrările ei. El, lucrarea lui, a arătat ce face, practic. Nu este de ajuns cineva din vorbire, ci din lucrare, din ceea ce face. Până la urmă, nu? Așa am văzut eu. Deci, tot astfel după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. În continuu. Atenție la timp, în continuu, pe care îl văd acum. Se varsă pentru voi în continuu. Ar zice cineva, dar în ce sens, unde-i? Prin ucenici. Prin care ucenici? Acei 12 și astăzi sunt. Dar atenție că numărul 12 nu este același. Numărul împărăția lui Dumnezeu nu este 12. Cine știe câți ucenici astăzi, cum spunea un frate păstor, câți nu sunt, sunt în continuu omorâți oameni. Se varsă sângele pentru pentru lucrarea lor în această împărăție. Pentru ceea ce ei fac, se varsă sângele lor, este suferință. La propriu și la figurat, să știți. Sunt oameni în suferință astăzi din cauza că mărturisesc cuvântul lui Dumnezeu, dar îl și demonstrează prin lucrarea lor, prin ceea ce li se întâmplă în viața lor. Atenție! În continuu,
Împărăția lui Dumnezeu este în continuu până când va veni împărăția lui Dumnezeu la voi, până când cineva lucrează împlinind cuvântul lui Dumnezeu în fața oamenilor, nu numai vorbind și gata. Atenție, dar se va vedea suferință, nu câștig, căci este Iuda. Iuda n-ascultă. Iuda se propovăduiește la masa lui Iuda, se slujește tare, este la masă, citește cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l audă, căci este ocupat cu câștigul. Căci eu am văzut descoperirea vânzătorului. Eu am văzut așa la prăznuirea Paștilor, deci în toată viziunea aceasta, deci cuvintele care le-am văzut, este prăznuirea Paștilor. Nu? Și descoperirea vânzătorului. Aceste două cuvinte, practic, mi-au spus, ești aici. Deși nu s-ar înțelege nimic. Sunt tot în mașină din cauza că sunt bolnavă, am gripă și nu pot să stau afară, că deja am răcit chiar de acolo, de la ultimul mesaj afară, am răcit la picioare. Deci, dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Vânzătorul, eu așa am văzut în viziunea mea, în viziunea colegată la cuvânt, n-a ascultat ce spunea Mântuitorul. Și n-a văzut că îi se varsă sângele, practic, că era, avea să fie. El era pentru vărsarea sângelui, el era negat de proprii familiari. Ei veneau să-l vadă, am mai văzut și lucrul acesta tot în acest moment. Vroiau să-l vadă, nu să-l urmeze. Vroiau să-l vadă. Deci chiar și familiarii mei vor să mă vadă. Nu? Că, băi, aș vrea să te văd, nu? Dar nu cu intenția că, băi, vreau să te înțeleg. Băi, vreau să te ascult. Nu, vor să mă vadă. Atenție. Atenție, atenție mare la lucrul acesta. Când tu vrei să vezi pe cineva, dar nu vrei să asculți, nu vrei nici să împlinești, nu mai vorbesc, să asculți în acel mod cu intenția de a împlini, nu? Negreșit fiul omului se duce, după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care el este vândut. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Care este cel mai mare? Am văzut ceva. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Frate drag, mi-a venit un gând acum, nu? Ai făcut un mesaj aseară. Eu trebuie să vorbesc puțin, nu? Căci mi-au spus să fac ceva pentru ei, pentru familiari. Și tu ai spus ceva aseară, cât am vorbit, o oră, în mesajul tău de aseară, frate drag Ianovici. Ai spus cât a vorbit o oră? A, o oră. Dacă trebuie să vorbești 3 ore, că pe moment se lungește, deci elimină cântările care este poate o mâncare, dar nu ascultă nimeni. Elimină mâncărurile care nu folosesc la nimic, dar tu propovăduiește Evanghelia. De ce? În marea îndurare a lui Dumnezeu de aseară, nu de la Ploiești. Dar de ce trebuie să vorbești? Cât trebuie să vorbești? Numai o oră? Sau o oră jumate? Dar taie din cântecele care nu folosesc la nimic. Era cineva care dormea acolo pe scenă. Da, dormeau cu toții la cântare. În schimb, la duminica am cântat și eu la mesajul... Ați făcut un mesaj la Biserica Renovatio... Că am cântat și eu. Cred că este acela, Dumnezeu. Întreabă, răspunde cineva. Previților, vreau din toată inima să ne lipim da. Inima în această seară. De un cu care să închem. Ați văzut că Domnul inima ca o cremene întotdeauna simplă. Cred că acesta e mesajul, l-am cântat și eu, nu? În schimb, aseară dormeau toți. Toți cântăreții dormeau. Mai degrabă predicai tot timpul, nu? Deci, pe mine nu mă interesează că m-au hulit, m-au vorbit. Eu nu pot să te ascult că vorbești prea mult. Pe mine nu mă interesează că pentru a sta după mine ca să aud un cuvânt, să mă poată prinde cu ceva, nu ca să mă hulească,
Pe mine nu mă interesează că ei trebuie, în timp ce muncesc sau spală pe jos, să mă ascultă, să mă prindă, că durează 2 ore, că vorbesc prea mult și s-au țipat, nu, că vorbești prea mult. Pe mine nu mă interesează lucrul acesta. Deci, pe noi ne interesează să mâncăm, deci să realizăm că noi mâncăm la masă, în împărăția lui Dumnezeu, când predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Atenție la lucrul acesta, căci este important. Deci programul unei biserici, mai degrabă, cel care doarme, să-i se ia numărul, să-i se dea deoparte numărul dacă se vede că doarme, nu? În loc să slujească, nu? Deci, care este cel mai mare când stăm la masă, nu? Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Stai și slujește. Chiar dacă este obositor, stai și slujește tu, ostenește-te tu, căci este mai mare cine slujește, dar chiar în oboseală, chiar în suferință, nu? Este mai mare cine slujește decât cel ce stă la masă. Nu? Este muncă ca să stăm, să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, este obositor, dar este mai mare cine muncește. Chiar cu un preț al oboselii sau că stă în picioare, da, tu te duci imediat să te așezi și dispari. Și se urcă pe scenă cei care dorm. Deci am oprit în continuu cât au cântat, că dormeau cu toții. Toți. Au dormit toți. Deci în momentul în care slujim, se vede că slujim. Cel de lângă noi este luat. Absorbi de noi, pentru că este o lucrare în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, oprim. Punem degetul și oprim, pentru că nu ne ia. Dacă nu ne ia, nu ne ia. În schimb, în biserica ta, m-a luat, am cântat. Am cântat toate cântecele băieților din acea duminică. Dacă a fost duminică. Nu, duminică seara, cred. Slujba de, ultima de la renovație pe care ai făcut-o tu, frate drag. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele, de aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaunele de domnie, ca să judecați cele 12 seminții ale lui Israel. Și judecați! Da, domnule, judecați! Judecați ce este mai bine! Da, au întrebat toți, nu știm pe cine să votăm. Da, domnule, dacă suntem în împărăția lui Dumnezeu, putem să vedem. Nu? Putem să ajutăm să le deschidem oamenilor ochii dacă ei sunt interesați. Nu neapărat, nu că trebuie să spunem, nimeni nu se face partizan al unui om când este vorba de alegeri, ci mâncăm în împărăția lui Dumnezeu, slujim la masă, să aducem valorile acelea pe care Evanghelia le arată corecte într-un viitor candidat, dar chiar dacă nu va fi ales niciunul din amândoi. Dar noi avem ocazia să stăm la masă, să propovăduim Evanghelia, spunând, judecând, cum ar trebui să fie un conducător și cum ar trebui să fie oamenii care votează în fața acestui fapt. Care ar fi comportamentul? Cum ar trebui să mâncăm la masă, să slujim la masă, nu? În fața acestor evenimente. Nu ne interesează cine va fi ales. Căci nu este treaba noastră. Este treaba lui Dumnezeu, dar noi slujim la masă cu El. Noi îi slujim, noi muncim. Nu? Am văzut acest verset, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Să nu ne uităm pe lumea cealaltă. Atenție! Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, nu? Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști
în care ceas voi veni peste tine. Deci eu am văzut acest Iuda care nu asculta. El era interesat pentru câștig. Și astăzi sunt persoane care nu sunt interesate. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Noi stăm în împărăția lui Dumnezeu la masă și slujim, ne este greu, este adevărat. De ce ne este foarte greu? Oamenii n-ascultă. Noi vedem oameni care nu ne ascultă. Nu? Așa cum eu știu despre familiarii mei, eu știu că ei nu mă ascultă, ei vor să mă vadă. Atât, dar în mintea lor nu este hotărâre să împlinească. Nu au întrebări despre împărăția lui Dumnezeu și viața lor, nu? Față în față cu împărăția lui Dumnezeu, care sunt cuvintele lui Dumnezeu, care este raiul lui Dumnezeu. Nu, nu sunt interesați, ei vor să mă vadă. Și atunci, bineînțeles, că noi în interiorul nostru ne punem în fața acestui fapt, nu? Domnule, eu știu că slujesc în împărăția lui Dumnezeu, eu așa știu, eu așa cred, nu? Că altfel n-aș avea mesaje. Cine n-are, n-are. Cine are, are. Și de ce eu trebuie să fiu în slujbă, nu? Căci mi-ar conveni să atașez un mesaj al unui păstor și să o termin, să-mi văd de treburile mele, nu? Dar trebuie să slujesc. Da, dar sunt bolnavă, da, nici nu pot ieși în câmp. Dar vine medicul, avem control acasă, dar uite că trebuie să mă duc să iau cu tare lucru, nu? Și nu-mi convine. Dar Domnul spune, să știi că cel mai mare este cel care slujește la masă, în sensul că muncește. Dar nu, interesul nostru, privirea noastră nu să fie îndreptată. Ei ascultă, ascultă, n-ascultă, n-ascultă. Este adevărat că noi vrem să fim văzuți importanți, nu? Căci am publicat ieri mesajul, nu? Acesta, în care supărată că nu mă ascultă. Căci eu știu că pe ei nu interesează ceea ce spun. Pentru ei nu este important, nu? Și poate noi, da, este adevărat, că spunem, domnule, dacă nu mă ascultă, înseamnă că nu sunt importantă pentru ei, nu? Iar eu știu că sunt importantă, nu? Eu știu că știu, eu știu că am informațiile, ele nu le au și atunci, bineînțeles, Abel și Cain, tu nu ai, acum că ai, nu, alții te văd că ai și, bineînțeles, că așa mi-au și spus, nu te ascultă nimeni, am dovadă, nu-ți spun cine, dar mi-au spus că nu te ascultă nimeni, chiar dacă îți spun și like. Nu interesează pe nimeni ce spui tu. De ce? Pentru că Cain vede că fața altora ar fi îndreptată spre mine și ei se simt mai mici, nu? Și atunci vor să demonstreze că noi nu suntem așa de importanți, chiar dacă tu publici și nu te ascultă nimeni, nu? Și atunci ar veni că eu mă văd că nu sunt importantă, nu? Și poate în viața mea, pe unde am mers, m-au văzut oamenii importantă. Șefa m-a pus să... La școală luam premiul întâi, șefa m-a pus să fiu șefă. În casa mea am fost cea cu premiul întâi, că le afișam pe pereți, le lipeam cu niște scoci acolo pe pereți, premiurile întâi. În casa mea am fost cea care am făcut un liceu, am frecventat un liceu de contabilitate, nu? Și bineînțeles că fața părinților era îndreptată spre mine. Am îngrijit un bătrân, bunicul meu, îi făceam clizmă, dormeam cu el noaptea să-l scol din pat până când mama mea m-a luat și eram copil. Și am lăuda, sau când pleca de acasă, îmi plăcea să dau tot afară din casă, pierne, tot ce era în casă și făceam curățenie. Și când se întorcea mama mea acasă, o opreau vecinele și spuneau, fată, ce fată, ce copil poți să ai. Și bineînțeles că părinții priveau cu fața frumoasă spre mine, nu? Spre Abel. Și bineînțeles că Cain se simte inferior, nu? Deci, și bineînțeles că am scris acest mesaj, am văzut în viața mea de credință în Dumnezeu oameni care au crezut în mine atât de mult încât să schimbe în viața lor anumite lucruri, anumite puncte de vedere pe care le-au avut până la momentul în care m-au cunoscut. Și nu știu de ce am scris. Vorbesc nu de oameni de rând, ci de oameni care au slujbe de cârmuire, oameni care reprezintă grupuri de follower, oameni ca și leadership, la preoți mă refer. Mă refeream. Dar în același timp am văzut frați de trup care n-au putut să fie prieteni la nevoie
Și s-au retras chiar atunci când aveam nevoie mai mult. Eu aveam nevoie de susținere, că nu știam ce mi se întâmplă. Aveam mesajele și nu vroiam să mă duc niciodată. Și bineînțeles că intram în durere, în tristețe mare. Și aveam nevoie cineva să mă susțină, nu să-mi spună că nu e important ce fac, nu? Frați de trup care n-au putut să creadă că ar avea ceva de învățat prin mine și alții da. Și eu n-am știut nici de ce am scris lucrul acesta. Dar bineînțeles că am văzut dimineață pe fratele păstor, nu? Care, în care eu m-am botezat, păstorul bisericii în care m-am botezat, nu? Eugen Porcilescu, nu? Care el, eu nu știam de ce, dar el a postat ceva în dimineața aceasta, nu? Care mi-a spus de ce am scris, nu? Când am ieșit din biserica lui, atât de rău ce i-a părut că nu știa în ce modalitate, nu? Să mă facă să mă întorc înapoi, nu? I-a părut rău cum a lucrat, nu? Și i-am spus, i-am scris, nu? Eu vin la biserica ta în momentul în care deschizi o pagină sponsorizată. Dacă deschizi pagina sponsorizată și îți faci deschizi biserica ta, eu atunci vin. Nu? A făcut acest păstor exact așa. A trimis pagina sponsorizată, am și văzut-o, nu? A publicat mesaje. Că vreau să trimis la oameni care nu sunt din biserică, nu? Să oameni la neamuri să trimis mesaje. Și a deschis și biserică. Nu? Apoi i-a mai spus, dacă o lași pe Anișoară să-și facă Facebook, nu, să o văd eu pe Facebook, pe Anișoară, și-a pus-o pe Anișoară pe Facebook, nu? Și-am văzut-o în istorie, nu, storie, nu? Pe Anișoara, nu? Că această biserică, nu, de unde el provine, nu lăsa pe femei să aibă Facebook. A făcut tot ce-am spus eu. M-a impresionat, m-am dat înapoi, nu? Dar tot, Domnul nu-mi poruncește du-te în biserica lui. Eu nu am poruncă, că nu funcționez pe rațiune omenească, ci dacă primesc, mă duc, dacă nu, nu. Căci eu trebuie să fiu în afara bisericii, n-aș putea să mai vorbesc în momentul în care sunt în biserică, că așa este legea bisericească, nu? Deci, în momentul în care pe mine nu mă ascultă cei din familie, nu cei care mă cunosc, nu? Și nu-mi dau importanță ar veni, mie Domnul mi-a răspuns așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic, și cel ce cărmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Iată, noi slujim la masă. Noi slujim la masă. Noi nu stăm. Așa, pe tron, pe un tron, nu? Ca și învățători. Noi muncim. Noi nu ne este bine. Noi servim la masă. Noi avem o lucrare, adică. Deci important este cel care stă cu bacheta în mână, cu toiagul în mână, care comandă, nu? Dar cine este cel mai mare? Este cel care este chiar în mijlocul păcătoșilor. Adică în mijlocul neamurilor, a celor care ar avea stema pe frunte, păcătoși, în sensul că nu frecventează o biserică, practic, nu? Căci eu am văzut ceva. A venit fiul omului mâncând și bând și zice, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Pentru că el s-a așezat, în sensul că el s-a așezat, a fost contrazis, nu? Că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, dacă mi l-a însemnat, nu? Dar el muncea. El nu era pus pe un scaun, așa am văzut eu. Cel care slujește. El nu era pus pe un scaun de împărăție perfectul, ilustrul timpului, în sensul de împărați, cum era împăratul Irod, avea putere să slobozească sau să omoare pe cineva, să-l trimite la moarte. Sau Irod, sau Pilat, nu? Sau toți împărații, cezarul. Deci el slujea, el muncea, practic, nu? Parcă mi-am semnat, nu? Acolo cred în Ioan, nu? Spun ce am văzut eu, nu? Deci ar veni în Ioan, acolo unde el a mărturisit, Ioan, dacă îl găsesc, că l-am semnat, dar a căzut... Mi-a căzut semnul.
și nu-l găsesc, nu? Acolo unde a fost văzut la masă cu vameșii și păcătoșii, cred că în chemarea lui Matei, deci nu, era Matei. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Deci atenție și la acest lucru. A luat un vameș, nu aveau faimă bună, nu? Adică luau bacșiș, stăteau la vamă și aprofitau, nu, de serviciul lor. Și l-a luat pe acela. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că a venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Este de furcă. Cu păcătoși este de furcă. Nu este ușor, nu? Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Iată de ce sfârșim să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, nu? Eu pe de-o parte, în lume, practic, nu în interiorul bisericii, fratele, în interiorul bisericilor, nu? Unde nu este ok. Nu este ok nici cu cei care cântă, dar nici cu cei din sală, dacă noi ne uităm cum stau ei pe telefon în prima bancă. Eu văd lucrurile acestea. Ne uităm cum fratele păstor îi supărat tare, pentru că îi vede că nu-l ascultă. Și el, da, omenește, ar putea să spună: domnule, știu că sunt și avocat, sunt și psiholog și sunt păstor de vechea dată și oamenii tot ne ascultă. Și ne întristăm, nu, când cineva nu ne ascultă, că poate, da, omenește, spunem: domnule, dar eu chiar nu sunt nimeni, eu credeam despre mine că sunt cineva. Dar Domnul spune că cel mai mare este acela care slujește cu vameșii și păcătoși, este de furcă, este de muncă, nu este ușor. Căci acolo, bineînțeles, se frânge și identitatea noastră, părerea noastră despre noi, cine am fi, când vedem că oamenii ne ascultă. Dar atenție că noi slujim la masă, deci stăm în fața unor oameni, fie că este vorba de biserică, fie că este vorba de familie, atenție că da, este în joc identitatea noastră, părerea noastră despre noi, este adevărat. Dar atenție și la ei. Nu? Cine are urechi de auzit, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Deci nu este un lucru oarecare faptul că un om ascultă, chiar dacă este prezent, poate să n-ascultă nimic. Ce spune bisericilor Duhul printr-o gură de om? Printr-un om. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hot și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Adu-ți aminte ce ai, pentru că va veni o zi. Ana Perosto facendo un messaggio e non riesco, vai tu, perché non finisco, vai tu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Va fi o zi în care cine a primit și auzit, modalitatea în care a primit și auzit, va răspunde. Deci omul vine, propovăduiește cuvântul acela care îi trebuie persoanei, dar alegerea este acelei persoane, dar și răspunderea. Va veni o zi când îi se va cere omului ce a trecut, ce cuvinte a auzit. Și acesta a fost Iuda. Cum a auzit, așa va fi răsplătit. Oricine aude, atenție cum auzi, că ți se va cere, ce ai auzit ți se va cere.
Ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Că va veni o zi. Ce am auzit, ni se va cere din mâini. Atenție mare, la toți oamenii pe care, unde fratele Ianovici intră prin diferite locuri, în care eu am văzut suferința lui, căruia este ascultat. Și el servește la masă, nu? La niște urechi care sunt acolo, dar n-ascultă, li se vor cere. La toți li se vor cere ce au auzit de la tine, frate drag. Pentru că avem aceeași trimitere, dar tu ești în biserică, eu sunt în afară. Lot de aseară, tristul Lot de aseară, sunt și eu, dar ești și tu, tristul Lot. Pentru că astăzi bisericile, așa cum am spus în mesajul de data trecută, astăzi bisericilor li s-a căzut zidul, se vede la masă cum ascultă ei, practic. Ca să nu vorbim din reacțiile, din comentarii, din modul de a sluji în față, la cântat. Atenție, băieții tăi au cântat duminica aceea, dacă a fost duminică, în care am putut să cânt și eu. Noi la masă, atenție cum ascultăm, atenție dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Da, și este toată aceasta pilda semănătorului, nu? În aceeași zi Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată semănătorul a ieșit să semene, pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-aveau pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-au găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o, o altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Îmi vine acum în minte persoane care au făcut, după ce au primit chiar de la un păstor, au pus în practică și au adus și ei rod, au publicat și ei, au muncit și ei, dar chiar și cântăreții care au înțeles chemarea lor, nu? De la păstorul care le-a predicat și care i-a învățat, nu? Cine are urechi de auzit să audă? Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. Veți, și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, că cinima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca să nu vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Dar eu am fost foarte impresionată, nu? Fie de fratele Ianovici, nu? De predica de aseară, nu? Foarte impresionată. Viziunea, frate drag, n-aș fi văzut, nu? Nu aș fi văzut lucrurile acestea, tristul Lot, eu nu aș fi văzut pe tristul Lot și multe alte lucruri pe care le-ai văzut, nu? Și se cheamă mare îndurare a lui Dumnezeu, nu? Și chiar și predica fratelui care vede și el, nu? Fratele Nicu Butoi, ultima de azi dimineață, nu? Chiar fac mesajul pe baza predicii fratelui, nu? Partea cuvenită fiului risipitor. Este adevărat că noi, partea cuvenită a fiului risipitor de fratele Nicu Butoi, văzător și el, văzător și fratele Ianovici, deci noi credem că ni se cuvină, pentru că noi am avut întâietate. Eu am avut întâietate în casa părinților mei, în tot. În studiu, în tot,
în familie, familie, n-am divorțat, ceilalți divorțați pe un cap, copii educați, ceilalți copii destrăbălați sau copii care au negat părinții. A fost totul perfect. Și bineînțeles că zic, băi, mi se cuvine să fiu băgat în seamă de familie, să mă înțeleagă, să mă asculte. Și nu. La fel și fratele, Ianovici, la același lucru. Păi zice, băi, păi eu am făcut așa, am și lăsat o familie cu o religie, am plecat pentru ca să fiu cu familia mea, să fiu de la religia, de la o religie am trecut la evangheliști, evangheliști ar trebui să aprecieze, sau familie nedespărțită, sau am studiat în viața mea, sunt om cu clase, cu școală, nu cu... Am studiat ca avocat, am studiat ca și psiholog. Dom'le, ar trebui oamenii să mă bage în seamă, să mă asculte. Iată, toate bisericile au urechile închise. Eu îi văd toți. Când mă uit în sală, oamenii sunt pe telefon. Eu am arătat și soțul meu. Uită-te, uită-te cum stau pe telefon. Și nu-l ascultă. Nu? Și bineînțeles că vine fratele care vede că noi... Ne vedem că ni se cuvine. Dăm pilda fiului risipitor. Ni se cuvine, noi credem că ni se cuvine. Și Domnul a răspuns în felul acesta, frate drag. A răspuns, cine este cel mai mare? Cel care stă la masă și mănâncă sau cel care slujește, care stă în picioarele oamenilor și vorbește și vorbește și vorbește? Este cel care stă și nu face nimic? Cine este cel mai mare? Deci, eu am văzut lucrul acesta. Cine este cel mai mare? Este cel care slujește, cel care muncește, practic. Și stă cu vameșii și cu păcătoșii. Că ei ascultă, că ei ne ascultă, dar cine este cel mai mare? Și în acest fel, deci o altă dimensiune. Deci dimensiunea omenească zice, domnule, dacă a fost în viața mea, n-am greșit, n-am făcut, n-am divorțat, n-am făcut cine știe ce lucruri rele, n-am furat, am fost în fața părinților mei, am fost abil, practic, nu? Cum, domnule, ei nu mă ascultă? Pentru că dimensiunea lui Dumnezeu este aia că noi trebuie să muncim. Cel care muncește înaintea lui Dumnezeu ca și ucenic, el trebuie să muncească. El, cel care slujește la masă este acela. Este o altă programare a cine este cel mai mare, practic. Așa am văzut eu. Nu? Deci tu ai văzut, frate drag, un lucru, eu am văzut altceva. Este o misiune, vei chemea neamuri care nu te cunosc, pentru că neamurile, oamenii care ar trebui să ne asculte, nu ne ascultă. Toate popoarele chemate în Isaia 55, vei chema neamuri pe care nu le cunoști, dacă este aici, nu? Nu, în Ierusalimul zidit din nou, căci este o reformulare a bisericii, casa de rugăciune pentru toate neamurile, în care tu vei chema neamuri care nu te cunosc, dacă este aici. Căci neamul, străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea, dar în îndurarea ta mea am milă de tine. Da, te-am lovit. Nu? Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împărații lor cu alaiul lor. Pentru că tu faci slujba pentru cei din biserică, nu? Predica este publicată online. Aceia sunt dintre aceia care te vor asculta. Că cei din biserică poate te ascultă câte unul, nu? Dar sunt care tot sunt pe telefon sau adormiții pe scenă care cântă. Deci atenție că ei nu se poate spune că nici că ascultă, nici că aud, nici că văd, dar nici că slujesc. Nu? Și atunci sunt oameni din afară care vor vedea, îi vei chema prin ceea ce predici. Nu? Și este aici. Mi-a plăcut și mi-am bucurat tare inima. De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Pentru că rămâne pe canal, rămâne predica fratelui, rămâne mesajul meu, așa cum spun, peste 10 ani și cineva va fi interesat să audă. Să înțeleagă. Dar cei care sunt prezenți sunt ca și Iuda, care sunt la masă cu noi. Sunt în biserică acolo, frate drag, dar nu interesează ce spui. Ierusalimul zidit din nou este ceea ce văd eu. Și ba, da, era aici în toate popoarele chemate, vei chema neamuri care nu te cunosc. Și nu știu unde am citit. Vor veni la tine oameni care nu
te cunosc. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său, și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Oricine stă și te ascultă, nu? A, într-adevăr vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, dar cei care sunt acolo? Pentru Sfântul Israel care te proslăvește. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Căutăm să-l interpretăm așa cum credem noi cu mintea noastră, dar nu este așa. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, care nu neapărat că sunt de acolo, de la masa noastră, din familia noastră sau din biserica noastră. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Trebuie să merg repede. Deci, acest Ierusalim zidit din nou, nu? Această biserică online, ca să spunem așa, nu? Slujba din biserică, atenție, cu preoți, cu cântăreți, cu tot ce este ok, sunt uneltele. Slujba este, slujba de duminică, slujba de joi, slujba de sâmbătă, este cu tot ce este. Este foarte nevoie pentru cei din afară care ascultă, căci se va întâmpla ceva, ceea ce și mie mi s-a întâmplat aseară în slujba fratelui, nu? Deci atenție, în capitolul 47 din Ezechiel, nu? Când m-am dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi altarului, m-a scos pe partea de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la partea de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți. Și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Ți-aduce aminte, frate drag, dacă te uiți în mes pe Messenger, dacă nu m-ai eliminat, că ne băteam în mâl, nu? Cu mare încăpățânare, cine este cel mai mare? Ți-aduce aminte că ți-am trimis acest capitol 47 pe Messenger și ți-am spus că vei ajunge... Sunt ape otrăvite și că vei ajunge, tu și eu vom ajunge în locuri unde apa este otrăvită, tu ai ajuns în biserici unde oamenii nici nu te ascultă, stau pe telefon. Și tu ești indignat că nu te bagă nimeni nici într-o seamă pentru cine te crezi tu că ești, la fel și eu pentru familia mea. Ți-aduce aminte că ți-am spus, sunt ape otrăvite, dar pe unde va trece apa aceasta care curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni, pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la Ien Gedi până la Ien Eglaim, și vor întinde mrejele. Vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Sarea. Deci, sunt oameni care tu ai spus aseară, femeia lui Lot, domnule, și întoarcerea înapoi, că s-a întors înapoi. Iată, această sare, nu? Deci, sunt locuri, sunt oameni care nu te vor asculta. Acei oameni care nu te vor asculta, ca și familia mea, nu vor crede, nu vor căuta să înțeleagă cuvântul, dar vor vrea să te vadă. Vin la biserică, vine Ianovici la biserică, în Germania, în Austria și pe unde te duci tu. Și în Zvițera, în Elveția, nu? Vine Ianovici și vin să te vadă. Dar nu să asculte cuvântul pe care îl spui. Fac poate selfie, cine știe ce fac, fotografii, dar ei nu vin. Aceea este o sare. Vin să te vadă, dar nu.
să audă cuvântul de la tine. Nu caută pe Dumnezeu prin tine, nu prin slujba ta. Iată, acestea sunt mlaștinile și gropile ei, nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori, frunza lor nu se va vesteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată hotarele țării pe care o veți împărți ca moștenire, cele 12 seminții ale lui Israel. Israel, Iosif va avea două părți. O veți stăpâni unul ca și altul. Atenție! Deci, atenție la unul și altul și la slujbă. La slujbă la masă. Cu cine? Atenție că nu este un caz cu cine, cu vame și cu păcătoși, nu? Deci, trebuie să vorbesc foarte puțin. Am văzut aici în capitolul 26 din Isaia, nu? Înmulțește poporul, Doamne, înmulțește poporul, arată slavă, dă înapoi toate hotarele țării. Doamne, ei te-au căutat când erau în strâmtorare. Au început să se roage când i-ai pedepsit. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi departe de fața ta, Doamne. Să învie dar morții tăi, să scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țară, căci roa ta este o roă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe morți. Va fi iarăși, dar așa cum am mai spus, sunt și mlaștini cu sare. Atenție că am văzut uneltire împotriva împăratului celui ales. Lucru cu voturile, cu votările, nu? Că nu se consideră cele pe TikTok sau că a fost acolo un lucru care nu era corect, nu, să se țină cont de votările pe canale digitale. Este o înăltire. O uneltire împotriva împăratului. În Martuheu descoperă o uneltire împotriva împăratului. Este o uneltire, frați dragi, nu? S-a făcut o uneltire împotriva lui, acestui frate care va fi sau nu va fi ales, să vedem. Frate drag, deci, ce ai făcut tu aseară? Ai făcut o slujbă pentru mine. Tu erai preotul, iar eu eram, deci toată slujba de aseară, deci tot ce am mai văzut, eu am văzut ceva. A fost ceva care era viziune pentru mine, n-aș fi văzut ce ai văzut tu, nu? Niciodată. Eu am văzut ceva, referitor la predica de aseară, nu? Ianovici. Marea îndurare a lui Dumnezeu, nu? Frate drag, dacă îți spun unde am văzut curățirea leprei de pe om, unde am văzut și omul eram eu, leprosul eram eu, atenție. Am văzut tot mesajul tău în capitolul 14 din Leviticul, versetul 19. Apoi preotul să aducă jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru cel ce se curăță din tinăciunea lui, în urmă să înjunghi arderea de tot. Să știți că eu, de ce spun că slujba în biserică va rămâne în același loc, am văzut întotdeauna, dar neamurile vor vedea, se vor curăța prin slujba unui preot, nu? În momentul, și am văzut chiar oameni, sunt în suferință, care spuneau acolo. Atenție, dacă se poate, oameni care, informatici, care să culeagă problema persoanei, care sunt în mare suferință și s-au apucat, au lăsat pe tine cu slujba și toți au apucat să o aline pe această femeie. Sunt în suferință mare, rugați-vă pentru mine. Dacă sunt informatori care să ia legătura cu femeia, să o întrebe care este problema ei, pentru că, deci, eu, tu ai văzut perfect, nu? Deci, eu eram în mijlocul unui fel de oameni care făceau, ce vedeam, ce făceau, ai spus că Lot s-a apucat să dea fetele pe mâna oamenilor să se împreuneze cu ele. Aceea era mentalitatea, este adevărat. Deci, eu vin de acolo. Deci, atenție că eu nu voi putea fi curățită. Ok, citesc din Evanghelie, ok, mă rog, ok, îmi pare rău, ok, nu mai fac. Nu este de ajuns. Este nevoie de un preot. Nu? Chiar așa, la distanță. Nu? Este nevoie de un preot care să-ți preia problema ta, situația ta și să o și vadă, nu? Și să o aducă la slujba aceea. La slujbă. Slujba care se face cu toate programele, cu cântăreți, cu cina Domnului, cu botezul, cu tot ce se face acolo. Domnule, este slujbă duminică. Iată, la slujba aceasta, când se ia situația unui om necurat, deci atenție, Lot era în mijlocul lor, nu era curat. Deci judecata lui era așa. Este corect, nu? Căci eu am văzut, mă întorceam înapoi. Eu m-am întors înapoi în viziunea din mesajul trecut. M-am întors înapoi, mi-am pus haina și m-am întors înapoi. Cum s-ar spune, întoarce-te la ele. Și eram în 16, Ezechiel,
unde era Sodoma și Samaria și eu mă întorsesem înapoi. Te întorci. În momentul în care tu te întorci, eu mă întorc acum înapoi, în locul acela. Te întorci cu tot, că aceea este mentalitatea. Dar te întorci, că n-ai cum. Și judecata va fi în modalitatea aceea. Ok, vă iau Biblia în mână, așa cum am luat-o, eram la masă. Și am luat Biblia în mână să-i spun fetei ce are, că a zis, sunt bolnavă. Și am zis, da, ești bolnavă de dragoste. Pe cine ai? De cine? Păi nu-și lasă partenera. Ești bolnavă ca și Amnon. Ești bolnavă că ești supărată, că l-ai probez să-l lași, să te depărtăți de el, ca să realizeze că tu ești importantă, să-și lese propria parteneră și să te ia pe tine, nu? Dar tu aveai bărbat cu doi copii acolo, lângă tine, nu? Deci, aceea era modalitatea mea de lucra. Eu le deschideam carta și vedeam ce au, dar le judecam în pricina aceea, cu amantul, lasă-l pe ăsta și ia-l pe celălalt, băi, uite cum scrie aici, că ar fi mai bine așa, așa. Deci judecata era în felul acesta. Și alte judecăți, nu? Atenție! Eu am fost foarte lovită, mustrată tare rău de un bărbat, al alteia. Nu? Un bărbat care mi-a spus, n-ai contribuit, puteai să mă ajuți, să oprești să mă lase, ca și bărbat, și n-ai făcut nimic. Dacă mi-a spus, puteai să mă ajuți. Tu puteai să mă ajuți. Și nu, râdeam cu amantul. Dacă ești acolo, ești acolo, nu? Deci atenție că acest lucru, dacă nu este un preot, nu? Și la noi, la ortodox, deci este această practică, nu? Băi, mă duc la un călugăr, că la preotul din parohie, parcă n-ai vrea să-i spui anumite lucruri. Băi, mă duc la călugăr să-i spui tot, nu? Și se duc la călugăr, se duc la un preot. Deci este o practică bună, nu? Mă duc la un preot, deci îi spun care este problema. Deci, apoi preotul să aducă jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru cel ce se curăță de întinăciunea lui, în urmă să înjunghe arderea de tot. Deci, da, normal că te înjunghe, căci îți spune realitatea care este despre tine, nu? Păi n-ai cum, băi, frate, dacă tu ești acolo în mijlocul lor, dar normal că judecata ta este că judeci lucrurile lor, dar nici nu le mai vezi. Le judeci chiar cu Evanghelia în mână, dar nu le mai vezi. Așa cum ar trebui să le vezi. Le vezi în optica lor. Deci, atenție, îmi pare foarte rău. Deci, ca și cum, frate dragă, a fost o slujbă pentru mine, pentru curățarea mea, practic. Că n-am avut până acum, nu mi-a făcut niciun preot o curățare. N-am mi-a făcut o curățare de unde vin. Dar câte lucruri, nu? Și iată de ce preot, sunt preoți pe pământ, a rânduit Domnul preoți. Da, este adevărat că sunt și preoți răi, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de preot, nu? Deci aceasta este slujba care a fost aseară. Și lucrul acesta este tot în sfințirea preoților. Și preotul care face o astfel de acțiune se sfințește și pe el însuși, pentru că sfințește pe cineva, pentru că curățește pe cineva, pentru că îl aduce la slujbă, nu? Și nu stă în acțiunea aceasta, preotul în slujba lui, nu stă pe un tron cu toiagul în mână și învață pe oameni, ci lucrează și se sfințește și el. Lucrează la curățarea cuiva, pentru că îl aduce. Deci, luăm cazul lui, deci, tu, frate drag, ai luat cazul meu, l-ai auzit, nu? Așa mai sunt și alte persoane care aduc cazul lor, ne ducem în Evanghelie și facem, dacă persoana este interesată și vrea, vedem că demonstrează că vrea să se curețe, facem slujba pentru cazul acelei persoane. Fiecare cu cazurile lor, ce știu eu, nu? Fiecare. Deci Aron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Deci carnea berbecului este persoana adusă cu ceea ce este ea, nu? Și pâinea din coș este mărturia ei, cuvintele ei, care povestesc ce s-a întâmplat, practic. Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii ca să fie închinați în slujba și sfinți. Ca să fie închinați în slujba și sfințiți, nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. Deci, adică să nu se dea pe față la alții, să nu mai știe și alții. Deci, cum așa la ortodox este o rezervateță, este privat, este privat lucrul acesta. Deci, nu poți să dai ca și la medici, nu trebuie să dezvăluiești secretul profesional, nu? Dacă va rămâne ceva din carne întrebuințată pentru închinare în slujbă și din pâine până dimineață, să arzi în foc ce va rămâne, să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Deci, atenție, căci este un lucru sfânt lucrul acesta, un lucru prea sfânt, ceea ce cineva predă în slujba preotului, nu este acolo în... Am citit despre lucruri prea sfânt, nu? Faptul că cineva aduce...
Pentru ce n-ați mâncat jertfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru prea sfânt și Domnul v-a dat-o ca să purtați nelegiuirea adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Deci este un lucru prea sfânt când cineva se predă în mâna lui Dumnezeu, se predă printr-un preot, printr-un slujitor al lui Dumnezeu, își se mărturisește practic, ca să aduc termenii de la ortodox, se mărturisește, hotărăște să nu mai facă, o aduce la preot și preotul îi preia acel caz și îl aduce așa în maniera aceasta, frate drag, cum ai adus-o tu? Nimeni n-ar înțelege nimic, dar eu da, pentru că eu știu că sunt un lot trist. Eu sunt un lot trist, dar și tu ești un lot trist. Dar ce ai tu? Ai slujba, ai îmbrăcămintea de preoție și tu ești chemat să sfințești pe oameni. Deci gata-i. Trebuie să închid. Sărbătoarea ispășirii, locul pentru jertfe, nu? De aceea copiii lui Israel, în loc să se înjunghe jertfele pe câmp, trebuie să le aducă la preot înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să le aducă Domnului ca jertfe de mulțumire. Deci atenție când cineva să nu-și mai aducă jertfele lor la idol cu care curvesc. Deci nu în chilii, se duceau la preot și spunea acolo și rămâne acolo, la mărturisire în chilii. Nu, se procesează cazul acesta. Pentru că în acel caz sunt foarte mulți oameni care se vor cerceta când aud acea situație, care se găsesc în acea situație și vor face și ei, dar bineînțeles că în această manieră în care nimeni nu înțelege nimic. Dar eu știu că mărturia mea, situația mea pe care o predau în mâna lui Dumnezeu, nu? Ca și persoană, ca și un lot trist, nu? Eu știu că este adus înaintea lui Dumnezeu din partea unui preot. Nu? Și, dar fiecare om, Dumnezeu îi va deschide ochii, omul care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu și caută să se sfințească și aduce situația. Căci va fi o zi a ispășirii, ziua ispășirii nu este degeaba, nu? Cred că am terminat, căci sunt ocupată și astăzi retrec tot ca să nu fie ceva care să nu fi citit, nu? Da, însemnase orbirea lui Israel. Deci, dacă cineva va spune, dar cum biserica să ajungă așa de oarbă și să nu asculte? Da, este folositor. Chiar în momentul acesta istoric, orbirea lui Israel și înștiințarea neamurilor. Se face, se adună cu toții, așa cum am văzut cad zidurile de mai mulți ani când am fost în România. Am văzut ziduri care cad. Da, cad zidurile bisericii. Bineînțeles că vedem cu toții, văd și neamurile, slujbele, dar atenție că se va vedea oamenii ce fac în biserică. Că nu, oamenii stau pe telefon. Oamenii stau pe telefon, oamenii n-ascultă, nu? Și devenim irascibili când vedem, păi cum băi? Cum adică băi, eu vorbesc aici și voi vorbiți, stați pe telefon? Păi dar veniți din spate în față, mă. Păi dar ce stați acolo în spate? Păi normal că stă celălalt din față, pune telefonul în fața lui și poate sta pe telefon. Dar te vede, au venit să te vadă. Vine cineva, domnule, îl cunoaștem, nu? Deci tot capitolul 11 din Romani, orbirea lui Israel și înștiințarea neamurilor care este în legătură, nu este nimic ieșit de sub planul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat un duc de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de astăzi. Deci sunt situații făcute, nu, după planul lui Dumnezeu să fie așa, orbirea lui Israel, nu? Dar mi-am păstrat 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. Sunt oameni, nu? Pe care eu îi și aduc, nu? Înștiințarea neamurilor, nu? Tot capitolul, ca să fie așa. Deci, îndemn la veghere, deci atenție așa cum am mai spus, va veni un moment, cum am spus în mesajul de ieri, când va fi terminatorul, va trece ultimul drum, ultimul mesaj care să-i vină unui om să-l audă și totuși să fie refuzat, nu? Căci Domnul spune, cerul și pământul va trece, vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, luați seama la voi înși vă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un hoț, ca un laț peste voi, peste tot cei ce locuiesc pe toată fața pământului, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare în ziua Fiului Omului. Deci, noi căutăm toți ceva. Noi căutăm toți să fim drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar atenție, că ne ocupăm cu altceva. Stăm cu telefonul în mână în timp ce cerul, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit și noi nu ascultăm.
Vine la noi, suntem acolo și nu ascultăm. Adu-ți aminte cum ai primit. Și ai auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Va veni acel moment, terminatorul, frați dragi. Eu am primit acest cuvânt, terminatorul. Va fi și un moment, gata. Când nu, când se închide tot. Nu? De acest lucru, cine are urechi să audă, să asculte, nu? Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, nu? Și închid cu acest lucru, căci și astăzi sunt. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin.